Castelul Iulia Hajdeu din Câmpina sau Templul Spiritului, cum mai este cunoscut, participă și în acest an la Noaptea Muzeelor, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Sâmbătă 19 mai, după programul normal de zi, castelul va rămâne deschis până la ora 1 noaptea, iar intrarea va fi gratuită. Sâmbătă muzeul va fi deschis cu program normal între orele 9-17, iar de la orele 17 până la 1 dimineața, pe 20 mai, muzeul va fi deschis. Practic, Noaptea Muzeelor va începe de la orele 17, sâmbătă 19 mai, până la orele 1 dimineața, astfel încât cei care doresc să viziteze muzeul HD-ul în cursul serii de sâmbătă sau noaptea o pot face. În experiența anilor trecuți vor fi mulți vizitatori? Cred că vor fi foarte mulți, pentru că cu fiecare ediție a crescut numărul vizitatorilor. Dacă inițial au fost 200, anul trecut am avut 888 de vizitatori, anul acesta sperăm să fie mai mulți. Oricum, suntem aici și îi vom primi cu drag, așa cum o facem de fiecare dată. Dacă în alți ani, în acest interval orar, se organizau concerte sau conferințe, acum s-a decis ca activitatea să fie concentrată pe tururi ghidate oferite vizitatorilor. Credem noi că vizitele ghidate sunt ceea ce așteaptă publicul care vine la castel. Bineînțeles că ne-am fi dorit să organizăm un concert, să organizăm și alte evenimente. Anul trecut am organizat un eveniment cu recital și cu lansare de carte, dar am înțeles că blocăm un spațiu și cei care nu pot intra, dat fiind faptul că muzeul este totuși mic, nu este foarte mare și nu există o sală pentru evenimente, am înțeles că nu este bine să punem răbdarea oamenilor la încercare și să-i lăsăm să aștepte afară până se încheie evenimentul. Celălalt muzeu al orașului, Nicolae Grigorescu, nu va participa la Noaptea Muzeelor, deoarece aici se află tablouri de mare valoare, care nu ar putea fi protejate corespunzător în cazul unui număr mare de vizitatori. De ce nu faceți Noaptea Muzeelor la Grigorescu? Muzeul Nicolae Grigorescu, prin organizarea sa și prin valorile pe care le conține, nu poate avea un aflux așa de mare de vizitatori. Noaptea Muzeelor se va organiza în mai multe orașe din Prahova: Ploiești, Brebu, Bușteni, Urlați, Valea Călugărească și Vălenii de Munte.